Vă salut, dragi prieteni! Iată, ne aflăm într-un atelier care pentru mine întotdeauna a fost fascinant pentru faptul că o să vedeți niște lucrări pe care cu siguranță nu le-ați văzut numai dacă ați fost aici în Țara Lăpușului, cum îi place maestrului Cuza Perța Alexandru aici lângă mine, care este de fapt artist, doctor în ceea ce face, însuflețește lemnul prin dălțile și prin toate sculele pe care le folosește. Multe, multe lucrări interesante. Dacă veniți în zona Țării Lăpușului, mai precis în Târgu Lăpuș și nu numai, o să puteți să vedeți și porți maramureșene la intrare dinspre celelalte orașe spre Târgu Lăpuș. O să puteți să vedeți și lucrări în centrul Lăpușului, de asemenea la atelierul dânsului. O minunăție, muncă de o viață și toate făcute cu bun simț și cu plăcerea de a-și folosi mâinile așa cum mi-a dat har de Dumnezeu. Vă salut, domnul Perța, și mă bucur din suflet să vă revăd. Știu că ne-am mai întâlnit cu ani în urmă. Văd că sunteți constant și în ceea ce faceți și în vârstă. Parcă întineriți, dar barba tot așa falnică, așa cum ați avut-o ca pe vremuri. Și eu vă răspund la salut și vă mulțumesc că totuși v-ați gândit să mai veniți pe la mine. Cum să nu, pentru că aveți chiar, o să vreau să ne povestiți nouă și telespectatorilor noștri cum reușiți să dați viață, să aveți atâtea lucrări interesante și eventual tot așa, în două cuvinte, din tânărea, mai să spunem așa, erați încă copil când ați început să lucrați și ce v-a atras să lucrați cu lemn și să faceți chiar lucruri care sunt și practice pentru casă, dar și lucruri legate de istorie și chiar și de parte bisericească. Știți, mi-a plăcut prin faptul că tata a avut o vorbă, ce poate face omul cu mâna lui să nu dea bani. Așa a fost. Dar am primit pe lângă darul de a lucra lemnul și darul de a avea o viziune în spațiu. Eu când văd o bucată de lemn din ăsta, aș putea face cu tare lucru și fac din el. Iar din resturile care rămâne de la el, fac lucrurile mărunte. Așa că de vreo 65 de când lucrez, eu m-am ocupat cu treburile astea. Bineînțeles că înainte de Revoluție n-ai putut trăi cu lucruri din lemn, am lucrat și în mine, am lucrat și alte treburi, dar lemnul nu l-am uitat, am lucrat în continuare. Spuneți-mi, legat, de exemplu, m-aș referi acum la intrarea dinspre dealul Măgojii, către mănăstirea Rohița și Rohia, aveți acolo o poartă. Dacă știu că pentru fiecare poartă ați spus un suflet printr-un simbol, o simbolistică acolo, ce reprezintă simbolurile? Bineînțeles, poarta e cu două fețe, o față e decorativă, cu obicei din nordul Ardealului, iar o parte e făcut aia de la Rohia, reprezintă un călugăr și pe un stâlp o femeie cu un copil în brațe, parcă. Deci am vrut să le arăt că în Țara Lăpușului avem mănăstiri. Atunci aveam vreo 5-6, acum sunt mai multe, nu știu câte sunt. Fiecare poartă din patru porți care le-am făcut la intrarea în Lăpuș o reprezenta ceva. O reprezentat un om cu țapina, pentru că lăpușenii au trăit și din pădure. O alta, un miner, pentru că și mina ne-a adus bani și am trăit din ea. Iar aia care a fost spre Baia Mare, reprezintă pe Pintea Viteazul. Ce alte elemente importante ați mai sculptat în timpul, în decursul anilor? În afară de porți, de troițe, am înțeles că ați mai făcut răstigniri. Am o biserică în București, la Muzeul de Aviație. Cred că singura biserică din țară care are 149 de sfinți români, care erau canonizați până în 2012, am crama Ileana din Sibiu,
Am Casa Lăpușană. Casa Lăpușană, țin minte că avea și meniu. Am văzut, dragi telespectatori, meniu făcut de maestru Perța din lemn, în care scria meniu frumos, se deschidea și acolo pentru cei care doreau să bucure din acea lucrare extraordinară, într-adevăr. Nu? Pentru la fiecare ați găsit ceva. Lucru interesant e și poate că veți merge în Țara Moților, am Căminul Cultural din Horia. E singura lucrare sculptată în brad. Acolo, în Munții Apuseni, nu găsesc decât bradul, găsesc mai mult. E singura lucrare și am găsit o metodă extraordinară de a lucra. L-am lucrat iarna, seara l-am udat cu apă, noaptea o înghețat și dimineața l-am sculptat. Așa nu s-o așchiat, că bradul nu-l pot sculpta. Se așchiază. E foarte frumos, dacă aveți ocazia să vă duceți. Acum știți cum m-aș bucura să reușiți în urma noastră să lăsați din neamuri, din cunoștințe, să ducă talentul și în urma talentului. De fapt, eu zic că este ceea ceva de noastră este unic. Să ducă această unicitate mai departe și să rămână în istorie munca mâinilor noastre și munca urmașilor noastre, ca să ne putem bucura și noi și urmașii noștri de ceea ce faceți noastră. Domnul Perța, știu că aveți foarte multe să ne spuneți, pentru că chiar mă bucur din suflet, pentru că este un orator foarte bun și trăiește prin ceea ce ne povestește. Tot ceea ce o să vedeți, să știți că e făcut cu dăruire și cu pasiune și vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați acordat din timpul noastră. Așa, și vreau să vă spun că dacă doriți, nu ca să-i fac reclamă, că de soare reclamă destulă, puteți să veniți să-l cunoașteți și dacă vă face plăcere, vă poate asculta oricând la comandă, orice vă face plăcere. Eu vă mulțumesc încă o dată și sper să ne vedem și la următoarele filmări, la fel de tânăr să rămâneți și la fel de puternic, așa cum a spus. Nu știu dacă nu mă hotărăsc să mă duc pe deal. Da. Mai aveți un pic de răbdare, vorba aceea, așa. Ne vedem, dragi prieteni, mai departe.